Olga Vasilescu, reachielea dezvăluirile lui Ponta. O asemenea provocare au încercat procurorii în dosarul meu. Ministrul Muncii, Lia Olga Vasilescu, reacționează duminic la dezvăluirile făcute de Victor Ponta, într-un interviu pentru Tiri pe surse. În care a povestit ce lui Liviu Dragnea i se pregătea un flagrant. Tia, am înțeles. Dar care flagrant? De fapt era o provocare. Unui secretar de stat i se dau unite documente care, chipurile, ar fi interesante pentru Dragnea i secretarul de stat da fuga sa le duc, sa, i fac el o relaie mai bună cu EFI. O asemenea provocare au încercat procurorii în dosarul meu. Eliminat scurt de instana. Acum ar trebui eliminat orice proba fabricată, scrie Olga Vasilescu pe Facebook.